Bine, asta spun credincioșii care trec pragul bisericii din Lazu, lăcașul în care o icoană ar face miracole cu lacrimile care au apărut pe ea, spune noriașii, dar și preoții din localitate. Icoana, care o întruchipează pe Maica Domnului cu pruncul în brațe, a început să lacrimeze imediat după bobotează, într-o zi la fel de mare, de Sfântul Ion. La tine vin, măicuță, la tine vin cu dor. Se vede. Aici totuși. Așa se duce până jos. La sfânta ta icoană, la sfântul tău izvor. Pentru asta mii de credincioși cad în genunchi la icoana Maicii Domnului. O icoană care de câteva zile a paralizat de emoție, parcă pe toți enoriașii când i-au văzut lacrimile. Se vede, se vede și uite, se vede cum curge. Și ciudat este altceva, că dacă ar fi fost o picătură, de atunci n-ar fi ajuns la asemenea distanță. Eu când m-am apropiat de icoană și dimineața când am venit la slujba, am plâns. Efectiv am plâns și asta. Am plâns și acum pentru că e de plâns. Dar de ce credeți că plânge icoană? De păcate, pentru că nu ne întoarce suficient la credința, asta e părerea mea. Vă credeți în mine? Da, sigur, minuni. Dumnezeu a ales minunile. Iar minunea s-a arătat prin icoana adusă tocmai din Ucraina, la Biserica Înălțarea Domnului din localitatea constanțeană Lazu. S-a întâmplat chiar următoarea zi, după bobotează, tot într-o zi mare, de Sfântul Ioan. Este o icoană făcătoare de minuni și izvorătoare de mir. Prima oară când a izvorât mir din această icoană a fost anul trecut. Era la Chișinău, într-o mănăstire. Și anul acesta ne-a făcut bucuria să izvorască din nou mir, să se împrospăteze cel care izvoruse anul trecut și să curgă, să izvorască din nou mir din icoană, de data aceasta pe exterior. Se poate atinge, a ajutat foarte mulți copii să se vindece de cancer. Oameni care nu au văzut au venit și s-au rugat, au privegheat și apoi am început să vadă. Fenomenul pare incredibil și pentru fețele bisericești. În data de 7 ianuarie, seara, am fost sunat de către doamne de la mine din biserică de aici și de sora Mihaela. Icoana a început să izvorească mir. Am ajuns, am observat și eu anumite picături de mir pe interior. Părintele de la lăcașul sfânt din Lazu spune că și-a dorit enorm să aducă în biserică lucrarea sfântă, dar niciodată nu s-a gândit că va avea parte de o adevărată minune. Am fost și eu, poate ca și mulți, sceptic la început, dar m-a luminat Maica Domnului și să înțeleg că aceasta este chiar o minune ce s-a săvârșit. Cei de la Biserica Înălțarea Domnului cred că este un adevărat semn de binecuvântare. Ni se arată încă o minune, deci Dumnezeu există, Dumnezeu este lângă noi, iar mulți dintre cei care se îndoiesc de acest lucru au nevoie și de aceste minuni. Credincioșii de toate vârstele se bucură de darul ceresc, se roagă și se închină la icoana sfântă. Nu s-a mai întâmplat la noi aici. Am auzit că au curs câteva picături de mir pe icoană. V-ați venit să o vedeți? Da, am venit să mă rog într-un fel, că am examen în câteva zile și totul să mă rog. Eu mă rog pentru familie, pentru copii, pentru nepoți și pentru să ai spor în casă și sănătate, în primul rând, că de acolo pornesc toate. Cine știe, poate Dumnezeu ne-a ales pe noi să fim mai, să ne îndreptăm, să facem, să fim mai buni. Eu cred că asta e un semn de bunătate. Prima oară, icoana a lăcrimat când a ajuns în Ucraina, în anul 2005, iar mai apoi, în anul 2014. De atunci, nu a mai lăcrimat până acum, când a sosit în parohia de la Lazu. O să vorbim despre această poveste cu invitații mei din această după-amiază. Pe doamna Mitoșeru ați văzut-o deja. Ni s-a alăturat și domnul avocat Daniel Ionașcu. Bună seara și bună seara. Mulțumim foarte și mult. Pentru că e prima mea apariție, dați-mi voie să vă spun la mulți ani, dumneavoastră, telespectatorilor și un an minunat. Bine ai venit! Mulțumim! Să rămână!
În legătură directă cu noi, chiar de acolo, de la Biserica din Lazu, este colega mea Cristina Dimulescu. Lângă Cristina sunt câțiva enoriași. Vedeți că biserica este plină, deși este joi după amiază. Nu cred că este vreo slujbă acum. Sunt convinsă că sunt oameni care au venit să vadă cu ochii lor icoana. Bună seara, Cristina, am dreptate? Bună seara, Simona, bun găsit tuturor. Da, ai perfectă dreptate. Astăzi, cât am stat aici în lăcașul sfânt din Lazu, au fost foarte, foarte mulți oameni curioși să vadă ce s-a întâmplat, să vadă minunea. Am aflat și noi de această minune și am venit să ne convingem, să vedem cu ochii noștri. Ei bine, acum ne aflăm la o slujbă, pentru că în mai puțin de o jumătate de oră, această icoană va merge într-un alt lăcaș sfânt, la Cumpâna mai exact. Și am stat de vorbă cu foarte mulți oameni care cred în această minune. Dar aș vrea să vedem mai exact, să ne convingem și noi și să aflăm chiar de la persoana care a descoperit această minune, să-i spunem. Doamna Dorina se numește, bună seara! Spuneți-mi, vă rog, ce ați descoperit dumneavoastră, ce ați văzut? Nu auzim pe doamna Cristina, te rog să-i dai microfonul, nu auzim. Cristina, mă auzi? În seara de Sfântul Ion, așa, ne-am dat icoana, început să... Da, Simona. Nu auzeam pe doamna, te rugam să-i dai microfonul mai aproape. Să ne povestească de la început. În noaptea de Sfântul Ion, în seara de Sfântul Ion, da, asta vă spun, în seara de Sfântul Ion am stat câțiva în biserică, eu fiind gazdă din partea parohiei, cu cine a mai fost aici rămas și cu doamnele care însoțesc icoana, cu sola Larisa și cu cine sunt reprezentații din Ucraina. Inițial a început să miroase, am simțit un miros. A ce miros? Amir foarte puternic, dar eu am zis că poate s-a spart o sticlă de mir, că noi suntem oameni și avem îndoieli și am crezut că s-a spart pe undeva o sticlă de mir. Apoi am văzut că ne-am apropiat de icoană și am vrut să ne rugăm pentru că eram puțini și am vrut să avem un moment al nostru. Acolo se vedeau pupițele de mir. Și sus, de unde este, cum toate icoanele Maicii Domnului, ați văzut ca o stea, prin picturi, o stea în frunte. De acolo a sărit pur și simplu, din interior spre exterior, două picături, de fapt, de mir. M-am dat înapoi, că mi s-a părut că nu pot să închipui că există sau așa ceva, că eu, în necredincioșia mea, îmi permit să am îndoieli. Și așa de tare și de frumos mirosea, era un miros pe care eu nu-l mai simțisem din mirurile pe care l-am mirosit de-a lungul. Cum ați reacționat? Ce ați simțit în acel moment? Bucurie, tristețe pentru păcatele mele, sentimentele sunt amestecate în astfel de momente, nu poți să-ți dai seama. Doamnă, dar spuneți-mi, ați chemat preotul, v-ați panicat, așa că, na, presupun că ați și speriat așa un pic. Nu, am stat, ne-am uitat, am așteptat un timp, vă dați seama că nu imediat, și apoi l-am sunat pe părintele să vină să vadă dânsul, să decidă dânsul. Nu. Și ce a spus părintele când a venit? Nu aveam căderea să... Părintele s-a uitat și dânsul, a constatat, a văzut, apoi am mers mai departe la înalt preasfințitul și a venit chiar înalt preasfințitul Teodosie și a doua zi și a constatat și dânsul. Da, aș vrea foarte, înainte să mai povestească doamnele, să vorbesc un pic cu domnul avocat, pentru că, mă rog, știți apropierea de credință și de Biserica Ortodoxă. Ce părere aveți, domnule avocat, despre ceea ce povestesc oamenii de acolo din Lazu? Sigur că eu nu am văzut icoana respectivă și nu vreau să fiu apologetul unei minuni pe care n-am văzut-o. Când spun aceasta, nu cumva vreau să se înțeleagă vreun scepticism, ci faptul că
Biserica în genere spune că minunea în sine este Maica Domnului care l-a născut pe Hristos, Dumnezeu și om, Mântuitorul nostru. Prin urmare, orice icoană, de oriunde, indiferent dacă ar fi aici în studio sau în Catedrala Mântuirii Neamului, este prin excelență făcătoare de minuni. Este adevărat că în unele locuri, și este cu adevărat o spun, am văzut cu ochii mei, am cercetat acest lucru și pot să vă spun două lucruri. Icoana de la Letca Nouă și icoana de la Nicula. Când vorbesc despre Letca Nouă, de pildă, au fost cercetări făcute pentru că în scepticismul uman și sigur că și în ideea de a demonstra cum se întâmplă acest lucru, au fost făcute experimente de laborator. În sensul că se spunea că de fapt lacrima respectivă nu este o lacrimă, nu lăcrimează icoana, ci este o umiditate, o temperatură a bisericii și o umiditate care intră în contrast cu vopseaua care este aplicată pe lemnul respectiv. Ei bine, s-a constatat că același tip de vopsea era peste toată, pe toată icoana, însă lacrimile veneau doar din ochi, ceea ce nici în această categorie a experimentului de laborator nu s-a putut explica. Așadar, iată științific o dovadă. Pe de altă parte, sunt mii și mii de mărturii a oamenilor, a femeilor credincioase din Nicula, care ștergeau lacrimile Maicii Domnului de pe icoana, care e bine cunoscută la Mănăstirea Nicula, în județul Cluj, și duceau prosoape, ștergare cu ce duceau, umede efectiv acasă și lacrimile nu încetau. Sunt mărturii scrise, deci sunt lucrurile ale vremii. Cel mai important lucru, în schimb, despre icoană și de ce al VII-lea sinod ecumenic a consacrat icoana este pentru că icoana, culmea, nu e făcută de mână de om. Prima icoană care a apărut în lume nu poartă un drept de autor sau dacă este, aparține lui Iisus Hristos și este aceasta. Un rege, Abgar al Edesei, auzind despre minunile lui Iisus Hristos, vrea să-l ducă la el pentru a arăta lumii că venind Iisus Hristos își schimbă mentalitatea politică și așa mai departe. Și trimite emisarii la Iisus și Iisus îi spune, zice, bine, îți voi trimite un răspuns. Ia un ștergar de acela evreiesc, îl pune pe față și îl trimite. Când ajunge ștergarul la el, chipul lui Hristos era imprimat pe el. Bun, a doua este aceea de pe Golgota, când Iisus Hristos urca prin calvarul crucii spre Golgota, o credincioasă pe numele ei, Veronica, vine și șterge sudoarea frunții și a chipului, pe care rămâne tot chipul lui Hristos. Ei, această mahramă este aproape toate bisericile la intrare, reală și existentă și astăzi. Ei, acestea au fost primele icoane și pe aceasta s-a fundamentat mesajul iconic. Să ne întoarcem la ceea ce se întâmplă la Lazul, pentru că, după cum ați putut vedea, biserica este plină, deși este într-o zi de joi, nu e o mare sărbătoare astăzi, nici nu știu dacă e vreo sărbătoare. Înțeleg că oricum astăzi o să plece icoana de acolo, o să meargă în procesiune într-o altă biserică. Și cu toate astea, biserica e plină pentru că oamenii vor să vadă cu ochii lor. Haideți să facem o chestiune a avocatului, facem un proces, dacă vreți dumneavoastră acum, în contextul în care să ne dezbrăcăm de haina teologiei și să spunem următorul lucru. Atâta timp cât zeci de oameni, poate chiar mii de oameni, au venit, au văzut și au mărturisit, nimeni nu are dreptul să conteste credința acelor oameni. Nici constituțional, nici legal, dar nici măcar logic. Nici logic nu ai voie. Da. De ce? Pentru că omul vede și simte. Dar eu știu că Biserica Ortodoxă e destul de rezervată în astfel de cazuri. Adică ei nu se aruncă să spună, da, domnule, e... Biserica dintotdeauna a fost rezervată pentru că există două categorii ale rezervei. În primul rând, în mod evident pentru biserică este că în orice context Dumnezeu se arată viu și lucrător în activitatea istorică și în viața istorică a omului. Pe de altă parte, mesajul fundamental al bisericii nu e să scoată în evidență o minune, pentru că minunea fundamentală este în duminică, duminică în altar. Hai să ne întoarcem la Cristina, pentru că văd că mai sunt invitați acolo alături de ea și sunt curioasă ce spun oamenii, că până la urmă ei sunt acolo și ei trăiesc pe viu ceea ce numesc o minune. Te rog, Cristina. Într-adevăr, Simon, așa cum ai precizat și tu, foarte mulți oameni au venit astăzi, de toate vârstele, chiar și copii au fost și încă sunt aici la această slujbă. Alături de mine se află domnul Marian și aș vrea să-l întreb, de ce ați venit în această biserică?
Bună seara! Păi, în primul rând, la acest eveniment, ca o binecuvântare, să zic, de la Maica Domnului, este un lucru nemai întâlnit, cum să vă spun, într-o localitate sau, mai bine zis, o cetate, că satul ăsta... Ce înseamnă pentru Lazu această minune? Înseamnă o binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că Maica Domnului este mijlocitoarea rugăciunilor noastre. Da, ce ați văzut mai... Spuneți-mi pe icoană, ce ați observat? Icoana, ca de obicei, icoana Fecioare Marie te cuprinde cu un fior. Această icoană, parte, pot să spun chiar telepatic, mi-a transmis că noi oamenii suntem păcătoși și avem nevoie de Fecioara Maria, în special... Ați observat femeile. Acele urme de mir? Da, da, se vede. Dacă vă uitați și chiar cu ochii minții se vede mult mai bine. Dacă vedem cu ochii minții ce e și în noi, vedem și ce e și pe icoană. Bun, mulțumesc. Aș vrea să vorbesc și cu doamna Teodora. Spuneți-mi și dumneavoastră de ce ați venit și cum ați aflat. Da, bună seara. Eu am venit din Constanța. Am aflat de la o altă creștină și prin intermediul internetului și am fugit încoace ca să mă închin aceste icoane, mai ales că a izvorât și mir. Consider că este o binecuvântare pentru noi toți, constanțenii, dar și pentru tot poporul român, pentru că noi suntem renumit, să zic așa, în lume, pentru evlavia noastră, pentru Maica Domnului, care se roagă pentru noi toți, indiferent de ce din ce neam am fi. Am înțeles. Îi mulțumesc foarte mult, doamne, îi mulțumesc și Cristinei.